Tata Iuli și Ariana au fost într-o competiție în care nu aveau voie să mănânce absolut nimic, iar după 3 zile, Iuli și tata au mâncat după ce au îndurat atâtea pe vlogul de pe canalul principal. Cum vă simțiți să mâncați după 3 zile de nepăpat, hă? Că, dar ce mi-ai făcut cu platoul ăsta să pierd 1000 de euro, băiatule? Și slăbiciunea ta este? Mamă, deci nu mai pot, frate, când l-am văzut și cum mirosea la nasul meu. Ai zis, mănânc după 3 zile, mă, dar ne-ai mâncat să-mi da, face 10 ceva. Tu știi bine că fructele de mare sunt viața mea. Așa e, da. Am avut tactică bună, mă, tată, mă, ești nebun. Și când am fost în spital că te-am sunat să-mi faci orez cu fructe da, de mare. Da, știu eu, și când am fost sus pe patul ăla nebun, mai țineți minte că tu ți-ai luat platou de la pane? Mamă, deci nu mai putem, frate. Mamă, dar cum arată homarul ăsta, incredibil. Iulica, ia mănâncă homar, mănâncă homar, pentru că e prima oară când mănânci homar, nu? Da, da. Ia să vedem. Ia și tu că tu n-ai luat, acum doar tata a mâncat, ți-a plăcut homarul? Am luat și eu puțin. Am luat că nu mai puteam. Ai luat? Nu mai puteam, după ce am luat el, am luat și eu. Ah, ok, ok. Zine și tu cum e, mișto? Ia uite, a venit și două sosuri aioli, joacă-le pe astea, alioli, aioli. Senzație, știi cum intră? Deci știi cum intră? S-a terminat tot. Și orezul ăsta e beton. Mai ales la pane. Bă, băiatule. Dar fii atent, ia tu, tata Mițanu, o scoică verticală. Uitați-vă cum e asta, e literalmente verticală. Ăsta e cuvântul cel mai bun, sunteți nebun la cap. Bă, dar bun, mă. Mamă, nu știu ce să vă arăt. Ia arată-ne, cum e o stridie, mă. Ia, mă, să vedem un carcați. Hai, mă, arată-ne cum e o stridie, mă. Prima oară sau mai mâncat? Mai mâncat. Ai mâncat și de-astea? Da, da. Am mâncat, mă, Iulica, de toate. Ia uitați cum arată. Hai să vedem, pune Iulica niște lămâie. Știți cum sunt stridile astea, mă? Sunt un fel de midi mai mari, care sunt mai fresh așa, au gust de mare, frate. Ia. Să mor, n-au gust de apă de mare. Ia să vedem. Bag-o, Iulica. A băgat-o, Iulica. Cer și eu una de-asta, mă, cu foiță de aur. Opa. Mamă, uitați-vă ce mănâncă tata Mițanu, stridie cu aur. De că e de aia regală, aurită, nebunatică. Da, puțină lămâie. Și că data trecută am mâncat și cu sos de ceapă, dar i-a schimbat mai gustul, nu mai. Da, e mai bun. Ia să vedem. Hă? Ți-a plăcut? După 3 zile de nemâncat, mănânci orice mâncat să-și vreau. Și mai ales 3D. Mai ales 3D. Nu vreau, mă, Iulica. Băi, că am câștigat, ia-mă și nu, mă, Iulica, mănâncă tu mâncați. Ia, mă, frate. Știu. Iulica, mănâncă nu, tu. Și ție. Nu, frate, mănâncă. Eu cu ea o mie de dolari cât și mai mănâncă aici. Bă, cață, eu mai ia și tu arzi. Ia, mi-ai pus lămâie? Da, stai așa, că mai pun niște de ăsta. Nu spune, să vezi ce pune doar cu lămâie. Îmi pun niște de ăsta, mă, așa un pic. Bam, la vrăjeală. Așa. Ce ai să o dăm pe gâtleș, băieți? Bă, cum se simte? Bă, mare, mă, se simte, mă, e de mult la care, senzație. De ce senzație? Vezi că alea nu se mănâncă, piciorul nu cred că... Băi, ca la roci. Ca la roci, piciorul nu cred că... Da. De foame mănâncă și piciorul. După 3 zile de nemâncat, te cred că ai mâncat și piciorul, dar... Mamă. Bă, cred, băi, poftă bună și fiți atenți. Vreau să vă zic că v-am luat încă un platou, deci să nu... Mamă, mulțumim, bă, Mițule. Dar ăsta nu trebuie să-i dai să mănânce, mă, că s-a câștigat 1000. Lasă-mă, frate, că n-am de coco. Bă, nu contează, frate. Merită și el, a câștigat, am de meritat. Hai să revenim cu următorul platou nebun. Hai. Ia vedeți, tată, mare platou, pane, frumos așa. Iulica, ia uite caracatoțiu, bă. Hai, mă, s-a terminat tot midii asta. Da, mă, bagă tu, tata Mițanu. Ia unde-i mâncățești gura ta. Ia unde-i cum bagă, bă, băiatule, se vede că n-aveam mâncat de 3 zile. Și cartofi prăjiți. Mamă, a venit și sosul. A venit și sosul. Ia uite. Așa e, mă, când se foame cu adevărat bagi. Băi, nu mai pot, băi, eram tras la față, nu mai putem, frate. Ușor să nu vă vină rău, că poate ajungi pe la spital. Zici că urim via. Nici de bun așa se simt, nu? E după ce mănânci nu reînvii. Revenim cu ce se întâmplă după. Vom trăi și vom vedea. Ne-am întors acasă după restaurant, au mâncat ce și-au deritit cel mai mult în seara aia, dar următoarea zi, pentru că emisiunea lor preferată este Sunt Celebru, scoate-mă de aici, le-am propus să încercăm un smoothie extrem rău de tot. Și fiți atenți cum a stat treaba. În filme și emisiuni, vedetele beau lucruri foarte scârboase, așa că asta vom testa și noi astăzi. Vom face un shake cu toate aceste ingrediente, iar cine nu vrea să bea sau cine vomită sau scuipă este considerat mort. Hai să vedem. Începem cu bur și la lapte. Ești nebun. Uleu. Nu te cred că pui și ciuperci. Ciuperci nedecojite. Niște sos de usturoi. Uleu, cum miroase. Mama mea. Și ultimata, felii de parizer. Parizerus. Mama mea. Aoleu. Și mai băgă niște borșat. Mamă, ia uite cum s-a brânzit laptele, bă. La borș. La borș. Mama mea. Fai de cap. Meu. Uite cum s-a făcut ăsta. Mamă, ce miros sare mâncaței și gura ta. Și uitați-vă cum arată, sunteți nebuni. Wow. Mamă, ce miros, cum miroase usturoiul. Wow. Aoleu.
Păcat că nu puteți să mirosiți prin cameră, dar e incredibil. La Paris, la miroase, așa. Punem la toată lumea, tată. Ai de capul meu, bă, băi, ia. Băi, vezi, mie nu așa mult. Gata, scuze. Mama mea, băi, frate. Nu mai pune ăsta, că e pe prăpuții, sau dacă nu da, 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 da. Așa. Pune mă tot acum, nu-l lăsa. Nu mai mă lasă, așa. Uite, să vă dau lacrimile, mâncați. La tine, la mine. Au venit și muștele, mâncați. La tine. Sunteți gata? 3, 2, 1 și... Ce scârbos e! Aoleu! Aoleu, nu mai! Ai, de cap, mi-a dat lacrimile! Mi-a dat lacrimile și pun și tata Mițanu cu Iulin că pot! Mamă! Ușor, băi! Mamă, mâncați-a și curata! Aoleu! Eu nu pot să cred cum rezista, mă, tu e incredibil! Bă, hai de cap, bă, ce urât e! E foarte sărat așa, e foarte ciudat sentimentul! Eu nu pot să dau seama cum rezistă, e acreală, sărată! Aoleu! Mamă, cum a terminat? A terminat, Iuli! Iuli este în viață, practic! Eu și cu Ari deja am murit! Iar tata Mițanu mai are un pic! Trebuie să termin tot paharul! Trebuie să termin tot paharul, hai! Mamă, mi-au dat lacrimile, mâncați-a și gura, mi-au dat lacrimile, nu mai pot. Mamă, vine mie să... Mamă, scuze-mă că te fac. Bă, nu mă mai face, mă, să vomiși. Scuze, n-am vrut. Hai, tata Mițanu, dă-i! Dă-i! Bravo! Tata Mițanu și cu ei au supraviețuit. Felicitări. Băieți, uitați-vă ce e pe aici și a, deci mi-am luat și eu niște ram. Băi, fraților, mi-am luat 64 de giga de ram, da? Voiam să-i pun gen cu... să aibă așa ceva de genul 64 de giga, 8 giga, 64 de giga, 8 giga în sloturile astea aici. N-a mers. Adică nu cred că am... nu, de fapt n-am mers. Am pus doar de 64, ca să am 64 de giga să nu mai am dea crash Vegas-ul ăla când editez. Băi, fraților, și nu se mai deschide, adică se deschide calculatorul, dar nu pot să intru în BIOS deloc, bă. Dau comenzi în RAN, dau în toate alea. Sunt, bă, nervos. Ce are obiectivul ăsta, păi? Acum vă șterge puțin. Acum vă șterg un pic, că m-am uitați și vă șurse. Uitați-vă ce praf are calculator. Nu pot să intru în BIOS, de ce? Apăs de la, apăs F2, de ce? Un like, cum s-a luat Mițu să nu mai plângă. Băi, tata, după cum puteți vedea, am făcut 1.010.000 de abonați și unul ce către 1.020.000 am dus torpilă rău, dar tot vreau să vă mulțumesc neapărat, voiam să vă mulțumesc neapărat pe vlogul secundar, pentru că am făcut și un live, dar poate oamenii nu au fost pe live și am zis, haide mă să vă mulțumesc și aici și așa și fiți atenți cum stă treaba, băieți, facem ceva interesant rău de tot. Dacă până la finalul anului 2023 vom reuși să facem 2 milioane de abonați, vom încerca să batem recordul mondial la cel mai mare grătar care s-a făcut vreodată, tată, și fiecare dintre voi va avea un mic, o ceva asigurat, ești jebul la cap, așa că o să fie un an nebun de tot 2023, o să nu uitați, dați scrie buton de like și aici pe canalul secundar și pe buton de subscribe neapărat ca să fie treaba și ne auzim în 2023. Bine, cred că o să mai postăm pe canalul secundar până atunci, dar da subscribe neapărat ca să face 2 milioane, tată, să face grătarul la până la finalul 2023. V-am pupat, pa, pa!